Ce să pot să vă spun? Am văzut o echipă care încerca să joace fotbal, care juca fotbal, din păcate ne lăsi gol. Și avem un problem aici, pentru că sunt câteva etape în care nu marcăm. Iar asta este problema mea, nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat pe teren. În punctul meu de vedere, fostul 19 metri, etapa trecută, am două penalturi în aceeași fază, nu mi se acordă. Iar aici, nici la basket, cred că nu se dădea faultul ăsta, dar asta este. Mergem mai departe. La unde m-a prins domnul Marius, m-a terminat la Steaua, mi-a dat roșu nemeritat. Îmi spune la Steaua, am dreptate. Mă întâlnesc acum cu dumnealui, îi spun cum e domnul Marius, ai avut dreptate. Acum după meci îmi spune iarăși, sau la pauză îmi spune iarăși că are dreptate. Dacă are aceeași dreptate, înseamnă că dreptatea asta e... În fine. S-a spus de Botoșan că vine la Cluj fără a avea promiză. Meciul credeți că a demonstrat contrariu? Bineînțeles. Vi se pare că a demonstrat altceva? Când am văzut un CFR băgat în jumătate proprie în 20 de metri, nu cred că a avut altă miză decât aceea. Botoșanu este echipă mică și curată și va juca numai și numai pe teren. Nu facem jocurile nimănui, pentru că atunci te bate Dumnezeu. Trebuie să fii corect din primul meci sau din primul minut, toată viața cât activezi. Și în viața de zi cu zi trebuie să fii corect. Credeți că tot ce s-a întâmplat în aceste două săptămâni la CFR Cluj le-a dat o motivație în plus jucătorilor? Motivație la ce? Motivația la ce? Când ești testat acum 5 zile pozitiv și pe urmă joci. Când ești testat 15 zile, când ești testat pozitiv, știu că se intră în izolare. Dar ei știu acum ce au făcut, cum au făcut, nu este treaba mea. Nu cred că, probabil, e mult mai ușor să gestionezi anumite momente grele decât succesul sau momentele bune. Ce le-a spus jucătorul la final de teren pentru că i-ați adunat? Să-și dea seama că sunt o echipă mare, o echipă puternică, dacă au jucat de la nivelul acesta cu CFR-ul, care, din punctul meu de vedere, am fost peste ei, înseamnă că sunt mari și nu trebuie să le fie teamă de nimeni. Sportiv, pe teren, nu trebuie să aibă respect de nimeni, trebuie să aibă respect absolut de nimeni pe teren, sportiv, mă refer, încă o dată, ca să fiu bineînțeles, respect pe teren, fotbalistic. Să dea totul, pentru că sunt echipă mare, sunt jucători mari, jucători care să nu le fie frică de ceea ce pot realiza. Succesul se construiește, nu trebuie să fie întâmplător. Și ei trebuie să înțeleagă că nu trebuie să aibă teamă nici de CFR, nici de Craiova și nici de altă echipă din România, că nu sunt cu nimic mai presus ca ei. Și jocul a demonstrat-o, dar asta este. Cine credeți că va câștiga campionatul? Craiova. Mulțumesc!